Arestul central devine pe ce trece din ce în ce mai neîncăpător. La fel se întâmplă și cu celelalte spații de deținere preventivă în capitală. Când polițiștii nu au soluții, trebuie să apeleze la colegilor din alte județe apropiate Bucureștiului. Numărul mare de acțiune ale polițiștilor a dus la numeroase rețineri și arestări preventive, iar locurile libere din arestul Poliției Capitalei s-au ocupat rapid. Mai ales că în centrele de detenție ajung și cei împotriva cărora parchete precum DNA sau DICOT iau măsuri de reținere și ulterior de arestare preventivă prin decizii ale instanțelor. Reprezentanții Poliției Capitalei spun însă că situația a fost temporară, în condițiile unui tranzit crescut în centrele de detenție preventivă. Sindicaliștii spun că astfel de probleme ar fi putut fi evitată dacă un proiect luat în discuție în urmă cu 90 ani ar fi fost adoptat și pus în practică. Astăzi ar fi existat un spațiu modern destinat detenției preventive. Este doar într-o fază de proiect, de intenție și nimic mai mult. Vorbim de investiții de milioane de euro, pentru că în prezent aresturile de la structuri, de la subunități, sunt acele vechi construite acum 30, 40, 50 de ani și nu mai fac față nevoilor actuale și, într-adevăr, generează supraaglomerare, generează aceste nemulțumiri din partea persoanelor deținute și arestate preventiv. În București sunt 11 centre de reținere. Cel mai mare este arestul central, care poate găzdui în jur de 100 de persoane în același timp. În celelalte spații din capitală pot fi reținute în jur de 15-20 de persoane.